Alo, da? Da, casa Kittle. Nu e acasă. Nu știu. Cum ați spus? Hardacre. Da, bine. Bine, domnule Hardacre. Alo? Da, casa Kittle? Nu e acasă. E ca de obicei la bancă. Acolo e banca? Atunci eu nu știu unde e. Nu știu, tot ce pot să vă spun e că și-a luat ceaiul, ca de obicei, și că pe urmă a plecat tot ca de obicei. Dacă am observat... Nu, n-am observat nimic la dânsul. Nimic deosebit. Da, sigur, pot să-i las un bilet. Bună ziua! Ei, Doamne, ferește, ce s-o fi întâmplat? Ia uite că iar sună. Alo, da. Nu e acasă. Nu știu. Tocmai au telefonat de la bancă să întrebe unde e și eu n-am știut ce să le spun pe... Cum ați spus? Hardacre, da. Da, bine, domnule Hardacre, bine. Extraordinar. Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Păi v-au căutat de la bancă, da? Și v-a căutat și un domn Hardacre. Ah, magazinul, da. Da, magazinul Universal, da. Hardacre. Da. Dar cum nu v-ați dus ca de obicei la bancă? Nu. E bine, dar ați plecat ca de obicei. Da, dar pe urmă a încetat să mai fie ca de obicei. Domnule Kittle, dacă nu vă simțiți bine, cred că ar trebui să-mi spuneți. Eu mă simt foarte bine, cum să spun, mă simt minunat în viața mea, nu m-am simțit mai bine. Bine, dar o întrebat de dumneavoastră de la bancă, nimeni nu știe unde sunteți. O să trebuiască să-i înștiințați, o să trebuiască să dați telefoane. Auzi, vreau să spun așa. Da. Dumneata, ce faci? Eu? Da. Păi eu aranjez prin casă, aha, ca de obicei. Aha. E luni asta și eu încerc să ajung mai devreme acasă. Atunci ce mai stai? Ce mai stai, doamnă? Du-te! Da. Sună. Sună, păi tu ridicați telefonul? Lasă-l să sune. Mai bine stai. Ridică-l și pune receptorul alături. Te rog eu frumos, ajută-mă. Bine, da. Bine. Așa, l-am pus alături. Dar să știți că dacă rămâne așa, nimeni nu o să poată să vorbească cu dumneavoastră, pentru că o să fie tot timpul ocupat. Poate că îi place să fie tot timpul ocupat. Domnule Kittle, ce aveți acolo? Aici? Da. Whisky. Acolo, în partea... Un joc de tir, da. L-am măzărit întâmplător în vitrina magazinului, magazinul de jucării, știi, și l-am cumpărat. Am mai avut eu unul... Cât să fie, ce, 35 de ani sunt, când eram copil. Și... Nu vă supărați, nu domnule Kittle, da. Dar să știți că mie nu-mi place că beți dimineața. Da? Dumneavoastră sunteți cunoscut ca unul dintre cei mai serioși, adică vreau să spun așa, cei mai respectați. Am întuit în sănătatea dumitale. Eu vă mulțumesc. Mai bine spune, ce părere despre Brigni? Chiar, îți place orășelul nostru așa? Ce pot place? Eu să vă spun? Nu cine știe ce să-mi placă așa ceva, vezi? Ce să-i faci? Trebuie să-l suportăm, trăim aici. Trebuie? Uite de mine. Mă rog, bine, poți să pleci, doamnă Tuic? Bine, uite, eu am să plec, da? Dar să știți că mâine dimineață vin ca de obicei. Foarte bine. Și sper să vă simțiți mai bine. Da. Am plecat. La revedere. În orice caz, să știți că eu vin la ora obișnuită. Și spuneți-mi... N-ați vrea să vă fac o ceașcă bună de ceai? Nu. Și pe urmă să vă întindeți puțin. Nu vreau. De ce nu te-ai dus să bei o ceașcă bună de ceai? Și pe urmă tu te... Bună ziua, doamnă Tui. Vai bună de mine. Ziua. Vai de bună dimineața. Este dimineață, bună dimineața, am spus, domnule Kittle. Ia să mă joc puțin. Așa. Mama! Oh, da. Domnule Kittle! Da, da, ești...
ești fata doamnei tui, Monica, da? Da? Mama, tocmai a plecat. M-am gândit eu că s-ar putea să nu mai prind aici. Dar nu mă așteptam să dau peste dumneavoastră, sigur. Știam că sunteți la bancă. Da. Ce faceți cu jocul ăsta? Este un joc de copii. Da, exact. Dar știam să-mi țin nevoia să mă joc cu el. Nu vrei să... Și pentru asta nu v-ați mai dus la bancă. Exact, așa e. Dar ia stai, cu dumneata ce este? Ce să fie? Păi, iar m-au dat afară. Ei, nu se va. Ba da, așa, așa, păi ne așteptăm. Păi, dar cum se... Uite așa, cum m-a văzut directoarea, s-a și rățuit la mine. Haide-mi. Parcă ți-am spus de vinerea trecută că nu mai ai ce căuta aici. Du-te și ia-ți fișa, mi-a zis. Vrei să-mi dai și mie un whisky? Te rog să... Nu, nici nu mă gândesc. Da, mai băut în oraș cu băieții. Vai. Deși... Sincer vorbind, nu-mi place. Vedeți? Prefer cocktailurile. De ce nu vrei să-mi dai și mie puțin whisky? Nu, te rog, nu. Sper că nu ești zgârcit. Sunt ferm, hotărât să nu-ți dau niciun somn. Câți ani ai? 18. 18? Ești prea tânără, mult prea tânără. După părerea mea, e păcat să zici băutura pe cineva care n-a împlinit încă 30 de ani. Apropo, e adevărat că schimbi slujbele una după alta? Da. Ce? Mama ți-a spus. Ei, mama. E foarte amărâtă din cauza mea. Deși mi-am explicat că aici, în Brickmill, că faci una sau faci alta, tot aia e. Dar tu ce vrei să faci, Monica? Eu aș vrea să fiu manechin. Sau artistă la televiziune. Sau aș vrea să fiu star de cinema. Bravo! În tot cazul, ceva care să mă pună în lumină, știi? Vreau să fiu și eu fotografiată într-un local de noapte, în rochie de seară decoltată. Și a doua zi, în ziar, sub fotografia mea să scrie: domnișoara Monica Twig, prinsă de fotograful nostru la Cafe de Paris. Să zbor așa, dintr-un loc într-altul. Roma, New York, Hollywood. Da, foarte curând, probabil că te-ai plictisit. Vino să ne mai jucăm, dacă vrei. Te-ai plictisit și de zburatul ăsta dintr-un loc în altul. Nu, atunci mi-aș face bagajele și gata. Iar sub fotografia scrie Monica Twig, odihnindu-se la țară. Sau și în costum de baie pe o plajă cunoscută. Sunt multe artiste care n-au silueta mea. Și din cauza asta am și avut destule neplăceri. Bărbații nu-și țin mâinile acasă. Dar chiar n-ai de gând să te măriți? În Brickmill? Nu, pentru nimic în lume. Aici mor de plictiseală. Dar dumneata, domnule Chită? Ce? Mama zice că niciodată nu vin femei la dumneata. Și? Nu ești însurat? Nu. Nu te interesează dragostea? În ultimul timp nu m-a mai interesat, Monica. Am fost însurat eu cândva, dar n-am mers deloc. Ai nimerit-o tare prostă în orășelul ăsta infect. Eu una, cum își termină fratele meu Ted Armata, am și șters-o. Sigur, și sub fotografie va scrie: domnișoara Monica Twig, luând autobuzul spre Birmingham. Ești mai spiritual decât credeam, domnule Chită. Ce? A venit cineva. Nu deschizi? Păi, dacă ține neapărat să mă vadă, n-are decât să intre. Intră! Ia, ascultă, Chită. Ce s-a întâmplat? De la bancă mi s-a spus că probabil ești bolnav. Dar n-arăți, atunci ce mai mai faci? Da, ce să fac? Mă joc de abânătoare în junglă cu domnișoara Monica Twig. Domnul este consilierul municipal Herdecker. Te rog. Magazinul Universal Herdecker. Da, tânără, doamnă, da. Și un om foarte ocupat. Mă rog, nu știu ce rost ai dumneata aici, dar ți-aș fi recunoscător dacă ne-ai lăsat singuri. Afară de cazul, firește, când locuiești aici. Fără de astea, am venit să-i spun mami, care e menajera domnului Chită, că am fost dat afară. Cândva am fost dat afară și din magazinul dumitale. Și n-aș putea zice că mi-a părut rău. Ai acolo niște pramatici. Pramatici? Ce vrei să spui? Și ar trebui să pui în vedere boșorogilor ăia de șefi de raioane din magazinul dumitale să-și mai țină mâinile acasă. Prosti, să nu-mi spui mie că... Păi sigur, sigur, nimeni n-are voie să-ți spună nimic, nu-i așa? Bine, atunci n-am să-ți mai spun cum te-a poriclit lumea. La revedere, domnule! După părerea mea, Chită, pentru o brăznicie asta, dumneata ești un marele vinovat. Ea este inconștientă, dar dumneata... Monica e
fără îndoială, e foarte ispititoare, cam lipsită de scrupule, dar dacă stai puțin și te gândești la viața pe care o duc ramoliția de șef de raioane... Nu vorbi prostii! Toți șefii de raioane sunt în serviciul meu de ani de zile și toți sunt niște oameni foarte serioși și onorabili. Exact, exact ce spun și eu. Ia gândește ce viață se arbădă. Termină, am pierdut destul timp în dimineața asta. Cred că este inutil să-ți amintesc că sunt unul dintre cei mai importanți clienți pe care Banca London and North Midland îl are în această regiune. Sigur, aș fi putut să negociez împrumutul necesar direct cu central. Am hotărât însă să-l tratez prin intermediul dumitale și prin sucursara locală, numai ca să-ți fac un serviciu. Azi dimineață trec pe la bancă să discutăm și încolo, domnul este absent. Vin aici și dumneata ce faci? Mă joc de vânătoarea în junglă. Da, cu această domnișoară sau ce-o fi ea. Și nu ești nici bolnav. Nici n-am spus că sunt. Păi tu ce dracu te-a apucat? Ai băut sau ce? Tăi tocmai beau un whisky. A, nu vrei și dumneata unul? Nu, nu vreau. Nu beau niciodată. Și mai ales lunea dimineața. Și așa ar trebui să faci și dumneata, Kittle, cum de altfel ai făcut totdeauna de când te cunosc. Domnule consilier, azi dimineață am auzit o voce și cum de 3 ani de zile mă chinuie dorința să-ți arunc cu ceva în cap. Dacă nu o ștergi imediat de aici, asta am să fac. Da, da. Bine, plec. Plec. Da. Îți dai seama, sper că am venit aici ca să discutăm o tranzacție bancară extrem de importantă, nu? Am să iau legătura cu direcția regională a băncii. La revedere! La revedere! Ia să-mi pun eu puțină, mă, că eu mă joc aici, așa? Și mă trag asta în partea asta, eu. Și acum mă bag, oh, oh, vino, 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 oh! Bună ziua, domnule comisar! Ce faci, domnule Hitler? Repari căldarea de cărbuni? Nu! Nu o folosesc ca tobă! Tobă? Da, de ani de zile îmi doresc să acompaniez dansurile de Ignaziu Igor și, știi, până azi n-am reușit să-mi fac cheful. A, n-ai fi dispus să mă acompaniez la tobă în timp și eu bat talgerele? Dă-te puțin la parte, ce zice? Am ceva mai bun de făcut în dimineața asta. Am trecut pe la bancă. Da? Da, și mi s-a spus că probabil ești acasă. Păi... ce-i cu dumneata, domnule Kittle? Ai ceva? Nu, n-am nimic. Dar dumneata? Eu? Da. Eu am foarte mult de lucru. Dacă ți-amintești, ne-ai trimis o scrisoare în legătură cu regulamentul de staționare al mașinilor în fața băncii. În special marțea. Da. Și sâmbătă dimineața. Da, domnule consilier, pe mine nu mă interesează. Lasă-i acolo să staționeze acolo. Lasă-i acolo, arestează pentru că staționează acolo. Fă ce vrei, lasă-i. Pe chestia asta nu pot să fac ce vreau. Eu execut ordinele primite. Nu par prea încântat, dar regulamentul de staționare al mașinilor în fața băncii de împrumutul consiliului în har, dacă de felul în care șefii lui de raioane se poartă cu vânzătoarele, de faptul că Monica Twig e mereu concediată și că doamna Twig vrea să ajungă lunea mai devreme acasă. Ce-s toate astea? Păi cam tot ce se întâmplă în realitate. Și atunci te întreb eu, cine e încântat? Cine? Am încercat să-i spun lui Herdacher că azi dimineață, tocmai când să ajung la bancă, am auzit o voce, o voce. Eu cred că vocea asta era vocea mea, a omului care sunt acum și că vorbea celuilalt, adică omului care eram înainte și vocea asta îmi spunea, de ce, de ce, George, de ce? Și eu am întrebat-o, vorbești de viața asta? Iar vocea mi-a răspuns, da, la ce bun toate astea și cât o să mai țin așa, cât? Și cam de cât timp auzi vocile astea, domnule Caitlin? Păi vreau să... Ai, lasă-mă acum, nu ce crezi, o singură voce era vocea mea. Și atunci, celălalt unde e? A dispărut, pentru că era un fel de fantomă. Să zică, George Kettle, directorul sucursalei din Brickmill la băncii London and North Midland, a dispărut, s-a evaporat. Timp de 3 ani cât l-am cunoscut, mi-a făcut impresia că e un om serios și de nădejde, stimat de tot orașul. Asta nu te face să te gândești la o fantomă. A, cu condiția ca Brickmill-ul să nu fie un oraș fantomă. Da, da, da. Acum am lămurit. Sper însă că ești tot atât de amabil ca și răposatul George Kettle.
aș vrea să-mi promit un singur lucru. Că n-ai să ieși din casă până la întoarcerea mea. N-ai ce pierde, e o zi urâtă. Nu, de fapt nici nu aveam de gând să mai ies în dimineața asta, însă pentru că insiști, am să rămân în casă și după masă. Domnule comisar, da. Înainte de plecarea dumitale, aș vrea să lămuresc un lucru. Să știi că nu mi-am pierdut mințile. Voi de mine, domnule Chetă, dar nu m-am gândit o clipă la așa ceva. Ești tot atât de întreg la minte ca și mine. Sunt mai întreg la minte decât dumneata acum. Dar asta ce mai e? A, îți place? E ce jocul, e jocul de abonatoare în junglă. Aici peine, uite, pistoale. Nu vrei să încerci să te joci și dumneata? Păi, hai, te purta, hai puțin, hai, vino, hai. Pe vremuri trăgeam destul de bine, dar au trecut mulți ani de atunci. Haide, te rog. Ce, cu jucăriile astea, nu cred că să vă mare scopală. Hai, te rog, hai. Da, mă rog. Hai. Hai. Întâi am să încerc să dobor leua, nerușinată. Nu mi-am imaginat în viața mea că am să vânez lei în brigui. O clipă? Da. Tras, de, stai că trag. Da. Bravo! L-am nimerit. Bravo! Altul la rând. Stai, 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 stai. Ia piciorul de acolo. Da, gata, poftim. Hai, ora! Ora! Ok! Bravo! Mare măcele în junglă dimineața asta, domnule. Dar fără ragnete, fără suferință, fără nimic. Și sunat cine sună. La dumneavoastră sună, nu-i așa? La mine? Stai, lasă, nu te deranja, domnule Chetă. Mai mult ca sigur că e pentru mine. Da. Și dacă o fi pentru dumneavoastră, știu eu cum să procedez. Așa. Lasă. Încerc eu să... Vreau să vorbesc cu domnul Kittler, am trecut pe la bancă și nu am găsit. Mă joc eu puțin aici, m-ai enervat destul, ia să mai trag aici. A fost doamna Henry Moon. Unde? Aici, da, a trecut pe la bancă și s-a spus să încerci aici. E președinta unui comitet de fonduri, Fondul Asistenței Medicale Radiofonice, al cărui casier ești dumneata. Da, pe eu-s casier. I-am spus că azi nu te simți dispus să-ți bați capul cu socotele și atunci a șters-o da. Cu mașina ei sport roșie. Am făcut bine, nu? Da, foarte bine. Hai să ne mai... Hai să te întreb. Ce? De ce o fi având doamna Moon o mașină roșie? Și de ce n-ar avea? Henry Moon își poate permite luxul să țină două, trei mașini. Bine, dar de ce să-și aleagă o femeie rece, severă, ca doamna Moon, o mașină roșu aprins? Nu ți se pare că e foarte ciudat? E ciudat, așa da, se vede. Pare. Toate au gărgăuni. Gata! Ce? Nu mai stai? Haide, nu am plecat. Până la întoarcerea mea, dumneata, distrează-te cât poți mai bine cu pistoalele, cu toba, cu cărbunii, dar nu uita ce mi-ai promis. Bine. Te rog! Da. Alo? Agenția Moon și Francis? Domnul Henry Moon? Domnul Moon, da? Aici George Kittle, vă rog. Vreau să vă întreb, adică e vorba de mașina roșie pe care o conduce doamna Moon. Nu, după câte știu nu s-a întâmplat nimic, dar nu despre asta e vorba. Aș vrea să știu un singur lucru. Domnule Moon, i-ai dat-o dumneata sau și-a ales-o singură? Nu, dar nu glumesc deloc. Și-a cumpărat-o dânsa? Poftim, obrăznicie? Nu, domnule Moon, de ce? Apropo, ce nume fascinant, Moon. Da, poate din cauza asta s-a măritat cu dumneata. Dar ce faci? Eu cu... eram în zgomot infernal aici, nu? Doamne, bună ziua! Uite, încercam să acompaniez dansul din Gneazul Igor, dar e imposibil să bat și toba, mai bine zis căldarea și talgerile în același timp. Știți, trebuie două persoane ca să... Ah! Nu vrei să mă ajuți? Ia vină puțin, hai la tingi, la talge. Nu, vreau să vă
vorbim puțin de dumneata. Da, poftiți. În dimineața asta mi s-au dat despre dumneata trei informații diferite. Ascultă. Am trecut pe la bancă și mi s-a spus că probabil ești bolnav. Tocmai atunci a picat și consilierul Hardaker și a spus că după părerea lui, bei. Bei de câteva zile. Am venit aici și comisarul Street m-a sfătuit să nu intru, deoarece are impresia că ți-ai pierdut mințile. Atunci m-am prefăcut că plec cu mașina, dar acum l-am văzut pe comisar ieșind, m-am întors într-un suflet. Eu n-am impresia că ești bolnav. Beat sau nebun? Da, nu. Nici nu sunt, dar oamenii ăștia nu înțeleg nimic. Ah, apropo, tocmai am telefonat soțului dumitale în legătură cu mașina roșie. Trebuie neapărat să aflu dacă ți-a dat-o el sau dacă ți-a ales-o dumneata. Și nu s-a înfuriat? Comisarul a pomenit de mașina tale roșie și deodată m-am întrebat cum de a ajuns să ai așa ceva? Nu se potrivea deloc cu impresia pe care mi-a făcut Simeon despre dumneata. Deci, asta te-a făcut să-ți iei inima în dinți și să-mi ceri să bat căldarea în locul dumii tale? Da, dacă vrei să dau talgerile. Nu. Eu am să fiu la tobă. Bravo! Dar nu prea mult, să știi. Nu, atunci să începe. Auzi, ți-aduci aminte cum e... Bum, da, da, bum, da, bum, da, da, bum, da, bum. Ah, nu, să știi că primul bun o să-l ratez pentru că n-am să știu exact când vine. Oprește, nu crezi că ar fi mai bine dacă aș lovi un tanger cu bățul cu melodia ajunge la... Tidl, uite, hai să mai încercăm o dată. Deci, bum, da, da, bum, da, bum. Nu mai pot și amețit. Hai, îți mulțumesc. Îți mulțumesc din suflet, doamnă Mun. Îți mulțumesc, să știi, ani de zile am visat să fac asta. Vrei să bei ceva? N-am obiceiul să beau dimineața. Da, e obiceiul să cânti dimineața la căldarea de cărbune. Ia să le mai dăm încolo de obiceiul. Eu am să beau. Bine, atunci dăm și mie. Da, stai că eu am să beau un whisky. Dar dacă vrei, poți să-ți dau un sherry, ce vrei? Nu! Ha? Un whisky. Whisky, da. Dă-mi voie, bum, da, da, da. Bum, da, 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 dli. Ia spune, cum ți se pare? Nu găsești că e revoltător ca un director de bancă să se comporte așa? Ditl, bum, 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 da, da, bum, da, da. Dar nu mai sunt nici, nu mai sunt director de bancă. Cum? Gata, ditl. Da. Auzi, eram pe drum gata să ajung la bancă și ca din senin așa am auzit o voce care mă întreba: de ce, George, de ce? N-am putut să-i răspund nimic. Așa că am lăsat totul baltă. Iar acum toți mă cred bolnav, beat sau nebun. Dar nu sunt. Așa cum ce că să faci? Nu știu, nu voi mai fi director de bancă. Adică voi fi, mă rog, exact contrariu a ceea ce comisarul Street numește un om serios și de nădejde. Pentru că îmi pare rău să știi, doamnă Mun, pentru că acesta era singurul lucru care ne apropia. Și până la un punct îmi făcea plăcere. Până la ce punct, doamnă Cătlân? Păi până... acum... Da, dacă dumneata încep să-mi pui întrebări personale, eu am să-ți răspund sincer și s-ar putea să nu-ți placă. Dar puțin îmi pasă dacă jignesc oamenii care îmi sunt antipatici, pe Herder, de exemplu, dar nu vreau să te jignesc pe dumneata. Dar de unde știi că ai să mă jignești? Parcă ziceai că în privința dansului din gneazul Igor m-am arătat foarte înțelegătoare. Vai, dar ai fost minunată, doamnă. În orice caz ar trebui să-ți dai seama că m-ai făcut în așa hal de curioasă că mi s-a urcat temperatura. Nu, să știi că ales ca de obicei, adică cu o temperatură subnormală. Să știi că dacă vrei să spui că par rece și cam severă, dă-mi voi să-ți mărturisesc că mă silesc să arăt așa. Îți voi răspunde la întrebare. Când ne întâlneam noi la adunările comitetului acolo, știi, îmi petreceam așa aproape tot timpul întrebându-mă ce-ar fi dacă ți-aș scoate ochelarii ăștia furisiți și ți-aș ciufuli părul și ți-aș schimba îmbrăcămintea asta sobră și apoi... Apoi? Apoi ți-aș vorbi de dragoste. Asta am vrut să spun când am afirmat că până la un punct îmi făcea plăcere să te întâlnesc. Domnule Chetlă, gândul ăsta îți vin ori de câte ori ai de-a face cu o femeie? Nu, numai când am de-a face cu dumneata. Bine, așteaptă puțin. Iartă-mă, ce faci? Ce, chem poliția? Unde te duci? Poliția? Cum ți-a venit să spui o asemenea prostie? Uite, am să-mi scot afurisiții ăștia de ochelari, am să-mi ciufulesc părul și am să-mi schimb îmbrăcămintea asta sobră. Spune-mi, unde e dormitorul? Acolo? Acolo. Mă schimb îndată. Da, vezi să...
Alo, magazinul Universal Herdacher? Aici Banca London în North Midland. Am dorit să vorbim cu domnul consilier Herdacher. Domnul consilier? Da, aici Banca London în North Midland, da. Nu, iertați, nu e în legătură cu împrumutul dumneavoastră, nu. E în legătură cu viața. Viața e minunată. Bună dimineața! Va! Nu se poate! Așa îți închipuiai? Dumnezeule, stai, ia, întoarce-te! Vai, ce transformare! Uite, mă, spune-mi acum care ești tu, cea de acum sau cea dinainte? Nu știu. Ce? Probabil cam amândouă. Vrei să-mi dai o țigară? Ce spui? O țigară? Să-mi dai... Stai, iartă, m-am zis... Unde? Stai că nu știu nici... Da. Spune-mi, după câte știu, nu ești însurat, nu? Am fost... Ne-am despărțit în timpul războiului. Mă găsea prea șters și avea dreptate. Eram... Am vrut să te întreb... Ai o amantă? Nu, n-am. Credem că toți bărbații au, chiar și în Brickmill. Unii au, alții nu. Dar tu? Cum te împaci cu Henry Moon? Nu merge. Da. Nu merge deloc, nu-l mai iubesc. Masca ta rece și severă o porți pentru că ți-o cere el sau pentru că vrei tu? Și pentru una și pentru alta. El găsește că așa e elegant și prudent. Și totodată e o replica mea dată Brickmill-ului. În altă parte, poate nu mi-aș mai da silința să o păstrez sau cu un alt bărbat, deși am 36 de ani. 36? Da. Vai, mult? E puțin? Este vârsta ideală. Îmi dai voie să spun ceva? Te rog. Ești foarte frumoasă. Pe cuvânt, ești atât de frumoasă, așa cum ar trebui să fie viața pentru un bărbat care îndrăznește să gândească ca un bărbat. În ultimii 2 ani, de câte ori te priveam și te admiram, așa, ușor îndurerat, parcă aveam o presimțire că această clipă va veni, dacă voi avea curajul să ies în cale. Acum doresc tot ce dorești tu și nu doresc nimic din ce nu dorești tu. Ești foarte dulce. Foarte, foarte dulce. Trebuie să fii totuși mai energic. Sărută-mă. Hai, sărută-mă, sunt toată ta. Sărută-mă. Sărută-mă. Ziua? Deci ușa din dos nu era încuiată. Cine ești dumneata? Monica Twig. Mama e... Da, mi-a spus. Unde-i domnul Chitele, bolnav? Nu, doarme. Mie mi-a făcut impresia că e sănătos tu. Și mie mi-a făcut aceeași impresia azi dimineață. Mama zicea că e bolnav, dar eu am contrazis-o. Haina aceasta e a dumneavoastră? Da? Mi-am cumpărat-o azi dimineață ca să-mi ridic moralul. Da, am văzut-o în vitrine la Morley. Mm-hmm. E grozavă. Uite, una de-asta am să port și eu când am să fiu cineva. Și sub fotografie o să scrie domnișoara Monica Twig. Vrei să devii celebră, Monica? Da, dacă am să pot să debutez. Deși încă nu m-am hotărât ce să fac, film sau televiziune. I-ați arătat-o și domnului Chită? Da, m-am gândit că ar putea să-l amuze. Deși venisem în legătură cu comitetul spitalului. E casierul nostru, știi? Parcă de comitetul spitalului arde lui acum. După părerea mea, el are nevoie de dragoste. Sunt convinsă. Mama zice că dânsului nu-i place dragostea. Că dragostea e o idee fixă a mea și că o mulțime de bărbați nici nu se gândesc la ea. Dar eu știu... De câte ori fac rost de o slujbă, am impresia că toți bărbații nu se gândesc decât la dragoste. Da, așa bățesc unele fete. Dar ce legătură au toate astea cu domnul Kittle?
Tu n-ai să-mi spui că... Nu s-a dat niciodată la mine, nu. Dar azi dimineața am înțeles clar că domnul Chită s-a săturat. La fel ca mine. Are o stare de revoltă și e gata să o șteargă din Brickmill pentru totdeauna. Dacă e așa, sunt gata să plec cu el. Am să-l previn că nu e decât o treaptă în cariera mea. Mă voi folosi de el așa cum și el se va folosi de mine. Nu pare o combinație prea frumoasă, Monica. Am să fiu cinstită cu el. N-are decât să mă considere o jucărie pentru orele libere. Îl privește. Oh, Doamne, ești mult prea tânără. Și dacă aș fi în locul tău, nu mi-aș bate capul să ajung celebră. Asta cere o muncă serioasă și hotărâtă. E mult mai amuzant să rămâi anonimă, să știi. Brickmill? Brickmill? No. Și apoi eu sunt convinsă că am talent. În orice caz, m-am săturat până în gât de văgăuna asta infectă. Dar nu cunoști tu un băiat de treabă care să te placă, Monica? Oh, ba da, vreo 2-3. Partea proastă cu băieții de treabă e că nu-mi plac. Sunt așa blegi. Iar cei care nu sunt blegi sunt tot timpul cu mâinile pe tine. Da, toți cred că sunt moarte după bărbați. De asta am și pierd slujbele. Dar eu nu mă prea dau în vânt după dragoste. Oh. Ce credeți? Da. Domnul Chită m-ar lua cu el la Birmingham. La supeuri cu șampanie, cu cafea, cu lichioruri. Dar îl cunoașteți mai bine, hă? Categoric. Dar nu cred. Nu, domnul Kitley e un om așezat. Nu-i place să-și piardă nopțile în Birmingham. Fii bună și vezi cine e, te rog frumos. Da. Nu da drumul nimănui până nu spui cine e, da? Da, da. Aș putea să joc rolul de fată în clasă, ce ziceți? De ce nu, Monica? Sunt Henry Moore. Oh. Vreau să vorbesc cu domnul Kitley. Da. Dar vezi și soția mea aici. Da, da. E un domn Moon. Pretinde că nevastă ta e aici. Nu cumva ești dumneata? Ba da, eu sunt. Spune-i să intre. Mă întorc peste o clipă. Da, da? Doamna Moon m-a rugat să vă spun, domnule Moon, că va veni într-o clipă. Așa. Luați loc. Urâtă vreme, nu-i așa, domnule Moon? Ce te apucă, fetițo? Ce? Credeți că sunt fată în casă, nu-i așa? Dacă vă interesează, domnule Moon, sunt o artistă renumită de cinema și televiziune. Așa. Săptămâna viitoare, da, încep repetițiile. Joc un rol de fată în casă, e rol principal și mă pregătesc pentru rolul ăsta. Înțelegeți, domnule Moon? Atunci ce cauți aici? Ei bine, am venit în Brickmill să-mi văd niște rude. Da, firește, locuiesc la Londra de ani de zile. Da, da. Curios. Acum o lună mi-ai servit un filtru în cafeneaua de pe Market Street. Da. Ce mai e pe mine cu televiziunea și cu toate palavrele astea? Oh. Ah, Delia. Eu am să vă spun la revedere, domnule Moon. La revedere, domnule Moon. La revedere, Monica. Fata asta a încercat să mă ducă cu tot felul de prăpăstii. Dar mi-a mers. Obraznică puștaică. Da, cam curioasă prezența ei aici, nu găsești? Nu, Harry. E fata menajerului lui Kettle. Ah, da? Știi, Delia, am presupus că ești aici, fiindcă ți-am văzut mașina afară. Da? Adică, firește, n-aveam cum să știu. Nu, Harry, n-aveai cum. Dar ce căutai în fața casei? Venisem să discut ceva cu Kettle. E acasă, nu? Da. E în dormitor, doarme. Doarme? Uh-huh. Asta e puțin cam exagerat, nu găsești? Nu, i s-a făcut somn după masă. Știi, m-a oprit aici la dejun. A avut un motiv special? Da. Ne era foame la amândoi. De ce ai venit aici, dragă? Să vezi, Kitten mi-a dat un telefon azi dimineață. Mi-a pus o întrebare idiotă despre tine și mașina ta. Mi s-a părut suspect. Dar la club, la masă, am auzit vorbindu-se de Kittle. Circulă niște povești foarte bizare pe socoteală lui. Hardbreaker spune că bea de stinge, altul că și-a cam pierdut mințile. Oh. Ție ce impresie ți-a făcut? Mie mi-a făcut impresia că e treaz și în toate mințile. Da? Da. Serios? Serios.
Dar atunci de ce s-a culcat? Pentru că era somn. Nu înțeleg. Unde am ajunge dacă toți bărbații ne-am culcat așa ca el după amiază? Atunci poate... poate nu va mai fi așa de somn seara. Vreau să spun, nu se cade ca un bărbat să invite o femeie la masă și apoi să se culce. Dacă el doarme, tu ce rost ai aici? Cred că rostul meu e să spăl vasele. Ai mâncat bine la club? Da, de unde, draga mea? Șuncă și fica. Oh. Mai prost ca niciodată. Dar nu asta e problema. Nu știam că există o problemă. Delia! Da? Am să spun două întrebări directe și vreau două răspunsuri sincere, cinstite. Ești sigur, Henry? Hai, dă-i drumul. Întrebarea numărul unu, atunci. Cu tine, Delia, am respectat sau nu regulile jocului? Ai respectat regulile jocului tău, Henry, nu ale jocului meu. Nu înțeleg ce vrei să spui, dar deocamdată să lăsăm asta. A doua întrebare e mult mai importantă. Tu, Delia, respecti regulile jocului? Cu alte cuvinte, vrei să mă întreb dacă îți sunt necredincioasă, Henry, nu? De ce nu întrebi, Delia, ai o legătură? De ce nu spui așa? Pentru că n-am de gând să mă las atras într-o situație falsă ca pe urmă să-ți bagi joc de mine. Mulți vor începe să bârfească, dacă nu cumva au și început. Și asta nu se cheamă să respecti regulile jocului, mai ales într-un oraș ca al nostru. Vrei să spui că dacă oamenii bârfesc, nu respectă regulile jocului? Nu, da? Nu vreau să spun asta. Vreau să spun că tu nu respecti regulile jocului când le dai prilejul să bârfească. Aha. Ah, bună ziua, Amun, bună ziua! Bună ziua, Achetul. Ai dormit bine? Da. Sper că nu te-ai trezit din cauza noastră, nu? Asta e culmea, dar cine-i dumneavoastră? Șacul Persei la ora asta ar trebui să fie la bancă, să-și vadă de treburi, nu să doarmă. Ascultă, Achetul, am să spun o întrebare directă. În după masa asta, Henry e pus pe întrebări directe. Ce urmărești? Te rog să respecti regulile jocului. Jocului? Dar despre ce joc e vorba? Eu, de pildă, la dimineață mi-am cumpărat un joc vânătoare în junglă. Eu mă refer la o conduită decentă. Iar mă ești atât de nostiv. Delia, fii cu minte, fii cu minte. Mă s-aud un alt bărbat spunând soției mele să fie cu minte. Da, ai dreptate, Mona, așa, e culmea. Dar parcă vorbeai despre o conduită decentă. Ce e? Ia spune. Da, aș dori ca toată lumea să respecte regulile jocului. Și eu am făcut asta în ciuda multor ispite. Serios, Henry? Nu mi-ai spus niciodată. Dar firește că nu. Dar poți să mă crezi pe cuvânt. Au fost o mulțime de ispite. Nu e puțin cam vag? N-ar fi mai bine să ne dai un exemplu precis de... Ei bine, de pildă, la noi la birou e o domnișoară Carson. Adesea îmi ține loc de secretar și... Că negresiunea aia cu părul roșu? Domnișoara Carson are părul arămiu și o siluetă deosebit de distinsă. Și mi-este foarte devotată. De câteva ori, domnișoara Carson și cu mine am fost nevoiți să lipsim o noapte din Brick Mill în interes de afaceri. Ei bine, ce credeți că s-a întâmplat? Îi spune Harry, ce s-a întâmplat? Nimic nu s-a întâmplat, nimic. Absolut nimic. După ce am lucrat din greu o zi împreună, am invitat-o la masă și i-am oferit un pahar de vin, dar am rămas bun camarad. Sigur că da. Sunt convinsă că domnișoara Carson detestă să rămână doar o bună camaradă. Nu, sigur. Asta e problema, draga mea. Fac apel la dumneata, Kittu. Poate că Delia și cu mine nu ne-am înțeles totdeauna cum ar fi trebuit, dar niciodată nu ne-am dat în spectacol și dacă ea a respectat regulile jocului, și eu, la rândul meu, am fost gata să le respect. Problema e ce va gândi lumea. Vă rog să nu uitați asta. Să încercăm să nu ne pierdem capul, da? Și, în definitiv, niciunul din noi nu-și poate permite luxul unui scandal. Ba da. E unul din puținele luxuri pe care mi le pot permite de acum încolo. Dacă ai vrea să-mi urmezi sfatul, Kittle, ai fi prudent. Ai întrecut măsura. Draga mea, acum te duci acasă, dragă Delia? Nu, Harry. Nu? Încă nu. Am vrut să mai stați de vorbă. Ah, perfect, perfect. Eu însă trebuie să mă grăbesc. La revedere. Ai văzut? Ăsta e Henry. Acum sper că ai înțeles. Mă spunem, ce număr de telefon are la birou Henry? 4, 3, 5, 7. Mai sunt vase pe aici? Ce faci, Monica? Credeam că ai plecat. Nu, plouă cu găleata așa că am spălat vasele și am vrut să vă spun că acum sunt lămurită. Am fost o proastă. Acum plec, dar o să mai dau pe aici.
Marta, Marta! Monica pusese ochii pe tine. Da, uite, vezi, prostii, e un copil. Nu, e o femeiușcă în toată firea și are tot felul de intenții. Da, de acum, dau un telefon. Alo, agenția Moon și Francis? Aș dori să vorbesc cu domnișoara Carson. Da, nu, e foarte important. Domnișoara Carson? La telefon e un prieten, adică un binevoitor. Uite ce, nu mai lua în serios toate prostiile cu buna camaraderie a lui Henry Moon. Omul ăsta e nebun după dumneata, înțelegi? Succes, domnișoara Carson. Delia, să plecăm la noapte? Să plecăm unde? Nu știu, oriunde, totuși să plecăm. Stai, dragul meu, de ce am plecat? Dar nu-ți închipui că o să rămân în Brickmill. Credeam că a fost foarte clar de la început, că o șterg de aici. Să merge azi dimineață, de aceea m-am îndrăgostit de tine, dar măcar unul din noi trebuie să fie rezonabil. Vorbești de plecare, dar nu știi unde vrei să pleci și nici ce ai să faci când vei ajunge acolo. Uite, în clipa de față, asta n-are nicio importanță. Ba are, nu suntem copii, te rog, hai. Ce să facem dacă plecăm, iubitule? Ne angajăm tu barman, iar eu bucătăreasă într-un hotel bine. De mâna treia? Da, mai bine să fiu barman într-un hotel de mâna cincea decât să fiu director de bancă în Brickmill și să trăiesc cu nevasta altuia. Uite, m-aș considera Olichea. Eu mi-am scos unele haine pentru totdeauna. Haina neagră, pantaloni bărgați, gulerul tare, gata! Îmi închipui că în clipa de față nu mai contez pentru tine nici cât un guler tare. Poftim, ia, a venit cineva. Trebuia să încuie ușa la loc. Intră, ce? Vezi că m-am ținut de cuvânt, m-am întors. Pleacă de aici, pleacă, plecați de aici. Mi se pare că l-am zărit pe bărbatul dumitale trecând cu mașina, doamne Mul. Da? Chetră, la voi, la bancă, nu se descurcă nimeni în chestiunea împrumutului meu. Sunt în toiul cele mai importante discuții pe care am avut-o în viața mea și dumneata casa aici ca musca în lată și mi-mi pui capul cu împrumutul dumitale. Pleacă de aici când îți spun, pleacă odată. Da, te crezi mecher, Chetră, dar azi dimineața am intrat în legătură cu direcția regională a băncii și domnul Clinton, inspectorul șef, a venit special în Brickmill ca să-ți dea de vorba cu dumneata. Acum îți dai seama ce-mi cer, Delia? Ce contează ei? Important e că ți-am cerut să faci ceva pentru mine. Lasă că în curând domnul Clinton, șeful lui, o să le întrebe cu ce își pierde vremea. Mai slăbește-mă cu domnul Clinton al dumitale. Doamne, tare aș vrea să știu și eu ce rost ai dumneata aici. Dacă aș fi în locul lui Henry Moon... Bine, plec. Dar ține minte, încă n-ai terminat cu mine. Pleacă! Vă rog, așa e consilierul Hardy, cred, cum este nervos și repezit, dar nu trebuie să vă face sânge rău din cauza lui, doamnă Moon. Și nici din a mea. Continuați-vă discuția. După cum ai observat azi dimineață, domnule comisar, am devenit cam excentric și oricât de bizar ți s-ar părea, nu știu cum să duc o discuție intimă cu o femeie când un comisar de poliție trage cu urechea. Îmi pare rău, domnule Chetă, dar am aranjat cu domnul Clinton să ne întâlnim aici. George, îl cunoști bine pe comisarul Street? Da. E mult mai abil și mai periculos decât pare, așa că fii atent. La ce să fii atent? Okay. Pare prost, dar nu e, așa că nu-l slăbi din ochi. Păi sigur că nu sunt. Extraordinar ce repede reușesc femeile să se simtă oriunde ca la ele acasă. Dar n-ai putea să pleci odată și să-ți vezi de treaba de mitrane? Nu se poate spune că există ceva care să nu fie și treaba noastră. Da, sper că te-ai ținut de cuvânt, da. Ai stat în casă. Îmi închipui însă că nu te-ai simțit singur. Acum nu mă simt singur. Îți mulțumesc pentru vizită. La revedere! Meseria asta de polițist te învață o mulțime de lucruri. Foarte interesant. O să-mi povestești data viitoare toate... De multe ori am observat că unele femei și adesea cele mai potorite în aparență se simt atrase de un bărbat. Cum îl văd? Că-ți ieșe puțin din fire sau din minți? Domnule comisar... Când un om ajunge la gradul meu în poliție, nu intervine numai după ce s-a săvârșit răul, ci duce și o acțiune preventivă, bine echipzuită. După câte știm, n-ai comis nicio infracțiune. Dar când un om de treabă și serios deraiază brusc, nu mă pot abține să nu mă ocup de el. Uite, eu de acum înainte vreau să fiu un om excentric, fantezist. Dacă ai avea experiența mea, te-ai lăsat pe cubaș. Am băgat o mulțime de ani în închisoare. S-ar putea să fie șeful dubitare, domnul Clinton. Am să văd eu cine e. Intră! Domnule comisar, iar ne întâlnim. Da, domnule Clinton, da. Ce-i cu prietenul vostru, doctorul? Peste un sfert de oră, ne va sta la dispoziție. Domnule Kittle, am venit aici în calitate de coleg.
Și eu lucrez tot pentru banca London and North Midland. Fără îndoială, prietenul nostru Hardacre crede că la ora asta țip la dumneata și te ameninți. Adevărul e că pe mine mă interesează persoana dumitale, nu Hardacre. Pentru noi, un director bun e mult mai prețios decât un client bun. A, bună ziua, doamna Kettle! Nu sunt, doamna Kettle. Doamna Moon, trebuie să plec, Kettle. Încântate, doamna. Domnul Clinton e purtătorul tău de cuvânt. N-aș strica să rămâi și să asculți ce are de spus și ce-i răspund. Aveți ceva împotriva, domnule Clinton? Nu, dacă ea... Așa, am să rămân să ascult. Dar te rog, George, nu te purta ca un copil. Da, așadar, domnule Clinton? Ai o practică îndelungată în bancă, o mare experiență, ești cotat ca un excelent director de sucursală. Genul de funcționar care în curând va fi avansat. Da. Avem nevoie de dumneata, dragul meu. Ăsta e adevărat. Bine, să zicem că e așa. Banca are nevoie de mine. Dar eu am nevoie de bancă? Ți-ai luat o zi concediu. Perfect. Ia-ți o săptămână. Ia-ți o lună dacă ne aduci un certificat medical. Dar nu uita... Că banca e prietenul dumitru. Dar n-am nevoie de prietenia băncii, m-am săturat de ea. Lucrezi la noi de 20 de ani, de ce să renunț la ei pentru un capriciu? Dar de ce aș renunța la restul vieții pentru o bancă? Nu trebuie să-ți câștigi existența. Dar firește, în 20 de ani am pus deoparte numai câteva sute de lire. E? Noi îți garantăm siguranța zilei de venit. Siguranța nu e de disprețuit. Dar cum vreau să trăiesc în nesiguranță o săptămână, bine, alta rău, nu... Asta-s copilării. Și nu te simțeai bine când erai copil? Ba da, dar trebuie să cresc, să judec și să mă comport ca un bărbat. Și asta înseamnă să smulgi copilul din tine și să-i sucești gâtul săptămâna trecută. Nici nu simțeam că sunt bărbat. Asta sunt, domnilor! Ce s-ar întâmpla dacă toată lumea și-ar părăsi serviciu cum ai făcut dumneata azi dimineața? Stai, cum ai venit aici azi dimineața? Am luat trenul de 12:45 din Birmingham. Și de ce? Și ce s-ar fi întâmplat dacă toată lumea din Birmingham ar fi încercat să ia trenul de 12:45? Mulți doresc să fie director de bancă, cum doresc eu să nu mai fiu. Perfect să fie. Ei vin, eu plec. Dar de ce, Kit? De ce? De ce? De ce? Pentru că m-am săturat. Și eu m-am săturat. Acum plec. Am să te sun mai târziu. Vreau să mă gândesc. E, domnilor? Iertați-mă... Vreți să beți ceva? La ora asta nu, nu nici eu. Și dacă mi-ai urmat sfatul, domnule Chitre... Am să-și urmez sfatul, domnule comisar, dar de acum încolo, când am chef să beau un pahar, am să beau. În sănătatea dumneavoastră, domnilor, Dumnezeu să vă aibă în pază și să vă ferească de dezamăgiri. Știți? Cred că oamenilor de vârsta mea, care nu trăiesc cu adevărat, li se întâmplă una din două. Sau mor în lăuntru lor, sau devin dușmani ai vieții pline, niște șobolani cenușii. Apropo, noi ce suntem? Ia să mă uit bine. Cred că șobolani, da, șobolani, dușmanii, a ceea ce eu numesc viață adevărată. Viața dumitale adevărată o să te ducă la neurastenie. Da. De pe acum ești responsabil. Firește, firește. De acum înainte, domnilor, am intenția să mă eschivez prin toate mijloacele posibile de la responsabilitățile și obligațiile cetățeanului britanic serios și onorabil. Toți banii până azi aruncați pe impozite, taxe, asigurări, subscripții, de acum înainte vor fi cheltuiți pe călătorii, pe mâncare și băutură, pe rochii elegante pentru femeia pe care iubesc. Și acum, domnilor, să încheiem discuția. Puteți să beți ceva, să vă jucați cu mine de-a vânătoarea junglă sau să o ștergeți aici, cum doriți. Acum cred că ne înțelege, domnule Clinton, e sărit complet. Probabil că la ora asta micul nostru e afară și așteaptă. Să știți că dacă vorbiți de doctor, să știți că îl face să-și pierde vremea de pomană. De ani de zile eu nu m-am simțit mai bine. Haideți să ne jucăm, domnilor! Băncii fi... nu-i prea convine ca directorii de sucursală să-și părăsească brusc serviciul și să manifeste idei deosebit de subversive. Ne întrebăm care-i substratul acestei comportări. Contabilitatea dumitale s-ar putea să fie în ordine, dar s-ar putea și să nu fie. Unii oameni au nevoie de mai mulți bani decât li se cuvine ca să-i cheltuiască pe mâncare, băutură, călătorii... Sau pe rochi, pentru nevasta albăia! Cine-ți gura, pramatea, dragul, că te distrug ce-o mor! Nevasta, da!
Eram sigur că am să-l fac să se repeadă la mine cu ultima aluzie pe care i-am servit-o. Sunteți... Uite, mă doare și mâna. Sunteți martor, domnule Clinton. L-am lovit în legitimă apărare, nu-i așa? Da, da. Domnule Chită, știți că... ce-i asta? Nu-ți băga nasul unde nu trebuie. Dumneata l-ai făcut knockout, sunt sigură. Legitimă apărare. Hai, șterge-o de aici. Șterge-o, vezi, domnule. Da? Matai, doamnă, un? Mi-e imposibil să vi-l dau pe domnul Chitlă. S-a culcat. Nu! Nu s-a culcat! L-a culcat jos comisarul, e leșinat! Iată-și din gură, cum te cheamă? Monica Tuic. Monica Tuic? A împiedicat un ofițer de poliție să-și facă datoria. Ești arestată. Crezi că o să-mi dea fotografia la ziar? Tot ce se poate. Bravo! 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 Îți place să freci podelele? În curând asta ai să faci. Cine spune asta? Eu spun asta. Și judecătorul o să spună asta. Poftiți, domnule doctor. Mulțumesc, profesor. Dânsul este comisarul Street. Îmi pare bine, domnule. Scuzați-mă o clipă. Vreau să-l consult pe domnul. Are o condiție fizică bună, din fericire. Dânsa, cine e dânsa? Nu l-am seama, doctor. E arestată. Pentru că am împiedicat un ofițer de poliție să-și facă datoria. Fată frumoasă în luptă cu poliția. O să scrie mâine în ziar. Lasă vorba, Nauci. Ce zici, doctore, e în ordine? Totul e să-i aplic tratamentul în momentul când își revine. Era un cetățean serios, liniștit, bine văzut. Nu ne dădea bătaie de cap. Nu v-a povestit ce i s-a întâmplat astăzi? Ba da. A auzit o voce care îl întreba: la ce bun toate astea? Și eu am auzit vocea asta. Da, dacă nu-ți sigura, ai să auzi îndată cum pocnești o palmă. Un caz interesant, pe măsură ce tensiunea vieții moderne crește, odată cu scăderea inevitabilă a satisfacerilor instinctive. Să-l ducem în pată, domnule comisar. Ajută-mă, te rog. Monica, ce-i cu tine? Vă cer iertare, domnule, dar e fica mea și nu înțeleg ce caut aici. Sunt arestată. Arestată, Doamne sfinte, dar ce ai mai făcut de data asta? Ce înseamnă de data asta? Până acum n-am mai fost niciodată arestată. S-ar putea să-mi dea fotografia la ziar. Ce s-a întâmplat, domnule? Unde-i domnul Kittle? În dormitor, doamnă. Îl vede un doctor. Hei, ce-ți spuneam eu, domnișoară? Ai văzut că-i bolnav? Pe dracul, a făcut knockout comisarul. Isprăvește, Monica. Dacă nu vedeai atâtea filme, n-ai fi avut astfel de idei. Și dacă nu e cinema, e numai dragoste. Dragoste și iar dragoste. Pe dracu, vorbești de parcă eu aș fi inventat-o. Da, dar nu în măsura în care crezi tu. Tu îți închipui că lumea n-are altceva mai bun de făcut decât asta. Dragoste, dragoste și iar dragoste. Uite, uite pe domnul Kittle. Îți spuneam că nu-l interesează, că nu-i place dragostea. Să crezi dumneata că nu-l interesează dragostea. Pe domnul Kittle e cu neputință. Ia uite! Cine vorbește de dragoste, abia a ieșit de pe băncile școlii. Nu luați în seamă, domnule comisar, vă rog, nu prea știe ce spune. Da, da. Știți, eu venisem numai să văd dacă domnul Kittle nu dorește să mănânce ceva. Vino mai târziu, domnule Tuig. Da. Și ia și o drasla cu tine. Cum? Nu sunt arestată? De data asta nu. În viața mea n-am văzut așa om nehotărât. Monica! Hai să mergem, mamă, ce om nehotărât! Afară! Afară l-am lăsat pe doctor să-i aplice tratamentul. Am mai apelat la el. Mereu apar cazuri de-astea de neurastenie. Am impresia că o să reușească. În acest caz îți voi fi foarte recunoscător pentru ajutor dat, domnule comisar. N-aveți pentru ce, domnule Clinton? Mi-a făcut plăcere. Da? Domnul consilier Hardacre. Aici comisarul Street. Nu. Suntem stăpâni pe situație. Da, domnul Clinton mai e aici. Întreabă de mine. Da, pe de cine? Foarte bine, veniți să vă convingeți singur. Hello, domnule Moon. Ce mai face, domnule comisar? Binișor, domnule Harry Moon. Ți-l prezint pe domnul Clinton.
directorul regional al băncii London and North... Îmi face o deosebită plăcere, domnule Clinton, ați venit să preluați direcția băncii. Da. Apropo, da. Soția mea nu e pe aici? A fost aici, da, a plecat. Ceva mai târziu a dat un telefon și cred că trebuie să sosească dintr-o clipă în alta. Cu chetul ce? Am o răfuială cu el. A indispus-o profund pe domnișoara Kersen, secretara mea. Domnule Moon, cred că dacă aș fi în locul dumitale, n-aș lăsa-o pe doamna Moon să stea prea mult aici. Sunt exact de aceeași părere, domnule Moon. Da. Credeți că e cazul să iau atitudine? Da, nu știu. Așa e sfatul meu. Neoficial, firește, prietenesc. Pune piciorul în prag, domnule Moon. Unde e? Unde l-ai văzut? În dormitor, n-are nimic, nu vă speriați. Nu se văd! Delia! Delia! Ce-i? Doamna, rog, trebuie să înțelegeți, doamnă, că nu vă pot permite sub niciun motiv să ne deranjați. Vă rog, ce? Aveți puțină răbdare. E inadmisibil să fim întreluși după acum. În condițiile astea, nu-mi au nicio răspundere. Domnule comisar! Te rog, ia-mă sus, să nu mai fim deranjat. Te rog, vă rog, doamne! Delia, ar trebui să te duci acasă. Fii caragios, Henry. Acum, spuneți-mi ce s-a întâmplat și vă rog, fără minciuni. N-am obiceiul să mint, doamne Mun. Ba ai, mi-ai spus că s-a culcat. Am fost nevoit să-l fac knockout. S-a repezit la mine, doamne. Scumpă, doamne Mun, trebuie să înțelegeți că domnul Kittle a suferit azi un șoc nervos. Șoc? Și apoi da, ne-a insultat șoc îngrozitor. Da. Ne-a făcut șobolan cenușii. Poate că v-ați purtat ca niște șobolan cenușii. Nu m-am mirat deloc. Ce căutați aici? Doamne, da, sunt poliție. La ce vă privește? Eu am venit aici într-o chestiune bancară. Iar eu sunt aici într-o chestiune personală. În fața unui tribunal. N-ați avea niciun motiv plauzibil să vă găsiți aici. Ei, vă rog! N-a tatăi vântura prin casa ta toată ziua de parcă ar fi comisariat de poliție și nu o casă particulară. Doamne! Te-a poftit el să vii aici să-l faci knockout? Domnule Mun, domnule Mun, dacă nu ești în stare să o faci să plece, măcar fă o să tacă! Ușor de zis, greu de făcut. Vă face șobolan, e dezechilibrat. E făcut knockout. Și acum vreți să plec de aici? Nici o femeie din lume n-ar accepta asta. Și doctorul ăla, ce învârtește acolo? Îi aplică lui Kittle tratamentul respectiv. Ce fel de tratament? Doamne. Probabil că sunteți domnul Clinton. Da, eu sunt. Domnule, sunt Hardacre. Am vorbit la telefon. Am onoare. Domnule Clinton, îmi pare bine că ați luat imediat măsuri. Era singura metodă, înțelegeți și dumneavoastră în ce situație sunt. Este vorba de un împrumut important pentru extinderea comerțului meu. Îl tratam prin Kittel. N-am înțeles totdeauna foarte bine până astăzi. Da, domnule. Un moment, vă rog, un moment! Dumneata, cine ești? Întâmplător. Sunt doctorul însărcinat cu acest caz. Și aș fi încântat dacă n-ați mai vorbi așa de tare. Domnule... Îmi tulburați pacientul. Nu cumva sunteți doamna Mun, da? Da. De unde? Ba da, de ce? Pacientul întreabă dacă sunteți aici. Da. O să-l vedeți puțin mai târziu, da? Da, vă rog. Bun. Este în regulă. Am să vorbesc încet. Dar dacă până într-o jumătate de oră nu-l văd pe Kittle și nu mi-acord atenția cuvenită și nu-mi cere scuze, o să fie lată rău de tot. Pentru că peste o oră voi vorbi cu directorul ziarului Brickmill Herald, care mi-este bun prieten. Îi voi spune tot ce știu, iar el va publica totul. Nu cer decât să mi-l arătați pe Kittle în toate mințile. Asta-i tot! Sunteți cam dur, nu găsiți? Dumneata, nu te amesteca! Ei, încetişor! Încetişor! Ia, nu mă lua pe mine cu încetişor, încetişor! Ce crezi că sunt eu? Șofer de camion care circulă pe sens inter... Nici eu nu sunt agent de circulație! Dacă George Kettle nu se târăște puțin la picioarele dumitale, apărăm cu toții în ziar, nu-i așa? Da. E bine, am să-ți spun ceva care o să te mire și pot să publici și la ziar. Chiar te rog! Da. Sunteți în orașul ăsta cam o duzină de lichele da, și da, da. Voi sunteți motivul principal pentru care niciun om cu mintea întreagă nu vrea să mai rămână aici, în orașul acesta. Voi sunteți vinovații! Doamna, am înghițit destule de la dumneata! Da, așa, dragă, Hadric, totuși... Dragă, tu nu te băga! Tu ești sub papucul ei! Eu? Sub papuc? Cine ți-a spus asta? Domnilor, vă rog! Aș dori să mă acordați puțin atenție, vă rog foarte mult! Înainte ca domnul Kittle să vină aici. Acum se îmbracă. Peste câteva clipe va fi în mijlocul nostru. Am nevoie de concursul dumneavoastră. Azi dimineață s-a afirmat un eu secundar până atunci refulat. În consecință, l-ați găsit pe domnul Kittle spunând și făcând lucruri care v-au părut foarte strani. Așa, eu am crezut că este... Am reușit să-l tratez cu succes și să restabilesc controlul eului primar. Se poate spune că e vindecat, vă rog!
să vă purtați cu el ca și cum această perioadă nenorocită nici n-ar fi existat, n-ar fi fost. Nu-i faceți niciun reproș, vă rog. Ce tratament i-ați aplicat, domnule doctor? Un șoc, urmat aproape imediat de ușoară hipnoză. Era de datoria mea să-l ajut să-și refuleze euul secundar și să restabilească controlul euului primar. De unde știi dumneata care e adevăratul George Kittle? Euul primar e adaptat cu succes vieții, pe când euul secundar nu. Așa că hotărârea de a restabili controlul euului primar se impune de la sine. Doamnă Moon, v-am permis să rămâneți deoarece pacientul, pentru un motiv sau altul, s-a interesat în mod special. Dacă sunteți aici și... Na, uite că vine Kittle. Hei, domnule Kittle, te simți bine acum? Nu înțeleg nici acum, doctore. Da. Hai, nu înțeleg ce m-a apucat, ce... Și uite, mă auzeam spunând niște lucruri revoltătoare. Uite-l pe vulpoiul de strip care își bagă nasul în toate. Pe guleratul ăla de Clinton de la direcția regională. Pe idiotul de animul. Și pe zgârcitul ăla sârbnos de Hardeck. Despre mine ce spuneai? Despre tine ceva fără niciun sens. Ființa aceea superbă și încântătoare, Delia Moon. Ce păcat că e atât de lașă. Îmi pare bine că ne revedem, domnule Kittle. Am venit în Brickmill pentru câteva ore și n-aș fi putut să plec fără să-ți fac o vizită. Da, sunteți mult prea amabil, domnule Clinton. Vă sunt recunoscător și vă rog să mă iertați că n-am fost la birou când ați venit. Am avut un fel de accident. Nu face nimic, Kittle. Se mai întâmplă. Acum sper că ești bine. Uite, domnul consilier Hardeck vrea să stea de vorbă cu dumneata. Consilier Hardeck, sunteți probabil îngrijorat din cauza împrumutului, nu? Cererea dumneavoastră intră în Consiliu miercuri. Bine, ai prezentat totul cum se cuvine. Pe viitor însă, fii mai atent, Kittle. Da, vă rog să-mi acordați toată încrederea, domnule consilier. Doamnă Moon, îmi închipui că sunteți îngrijorată pentru contul asistenței medicale radiofonice, nu? Sunt îngrijorată pentru dumneata. Mai sunt și alții cărora trebuie să le cer scuze. Da. Bun! Eu am plecat. Îmi pare bine că ți-ai revenit, Kittle. Vă mulțumesc, domnule consilier, dar mulțumesc. Ce bine, îmi pare că ești aici, domnule comisar. Sper că nu te-am supărat cu nimic, nu? Nu prea mult, dar nu cred că doctorul o să ne lase să discutăm despre asta acum. Da, ei bine, domnilor, probabil că doriți să plecați. Eu trebuie să mai rămân câteva minute ca să dau pacientului meu câteva sfaturi cu privire la dietă, la somn și la altele. Noapte bună, Kittle. Hai, domnule comisar. Noapte bună, Kittle. La noapte bună, vă mulțumesc, noapte bună. Iertați-mă, noapte bună. Ar fi mai bine să te duci acasă, Delia. Eu sunt așteptat la birou. Încă nu, Harry. Dar tu poți să te duci, te așteaptă domnișoara Carson. Ca secretarea mea. Domnișoara Carson va fi și ea la birou, firește. Sigur, sigur. Noapte bună, Kittle. Doamna Moon, nu plecați cu soțul noastră? Nu. Are treabă la birou, așa că mai rămân aici. Nu cred că e necesar. Ba, eu cred că da. Dumneata aveți zis de treabă mai departe, da? Da, bine. Ascultă, Kittle, nu vreau să te obosesc, dar fii atent. Mănâncă lucruri ușoare, hrănitoare, exclude alcoolul, culcă-te de vreme, evită orice sureșitare, poate n-ar strica să-ți cumperi un televizor, deoarece nu ești însurat, problema sexuală o lăsăm deoparte. Da, să zicem că nu există și că suntem cu toții asexuali. Doamnă da? Moon, ori plecați, ori tăceți din gură. Nu vă dați seama că cel mai mic amestec într-un tratament hipnotic poate fi periculos. Da, dar pistolul ăsta poate fi și mai periculos. Aruncă-l imediat, te rog, ce stai jos! Da. Și fă ce-ți spun eu. Dar e absurd. De ce aș face niște spune nata? De ce? Facultate. Nu te-a învățat nimic despre femei, doctorașule? Și că, în general, suntem niște ființe foarte pasive și docile, dominate cu ușurință de bărbați. Un singur lucru, însă, ne poate scoate din răbdări. Ne duce la revoltă, ne face să înfruntăm orice, doctore. Dragostea. Știu perfect de bine că uneori impulsul sexual te duce să... Taci și ascultă! An de zile am așteptat să iubesc și să fiu iubită. Și asta s-a întâmplat asta. Ne-am găsit unul pe altul. Eram foarte fericiți împreună. Dar pe urmă am făcut o prostie, am fost lașă. Mi-a cerut să fug cu el și am refuzat. Și când m-am întors gata să plec cu el, am dat aici peste dumneata care făcea iarăși din el o marionetă, un ipocrit. Desfă tot ce ai făcut sau ar păs pe trăgață, știi? Nu trebuie să vă dați seama.
Ce-mi cere să fac? Va fi un individ antisocial, irresponsabil, copilăros, incapabil să joace un rol potrivit în ordinea socială modernă. Știu, știu, dar îl vreau pe Kettle așa cum l-am lăsat dimineață. Eu, doctor, m-am săturat. Hai să plecăm, Delia. Și cu tratamentul pe care l-am aplicat, domnule Kettle? Ce? Nu ești în stare să hipnotizezi un iepure. A, apropo, revolverul doamnei nu e încărcat, așa că nu te duce să faci tărăboi degeaba. Dar nici nu mă gândesc, atâta timp cât nu veți spune nimic, domnule Clinton. Rămâne între noi, de-abia mi-am luat diploma de psihiatru, de fapt, specialitatea mea este nas, gât și urechi. Ia stai, vreau să te întreb. Cum stau eu cu nasul, gâtul și urechile? Aici toate în stare perfectă. Îți mulțumesc, doctor, îți mulțumesc și cred că nu mai avem de ce să te reținem. La revedere! Vă salut! La revedere! O să plecăm cu mașina mea. Mi-am luat două valize, sunt în mașină. Și am să fac și ție imediat bagajele, imediat! Bine! Domnule Kito, v-am făcut o prăjitură. Da, e regulă, dar va trebui să o mănânci dumneata. Noi plecăm. Am să scriu și transmite-i salutări Monicăi. Aveți ocazia să-i le prezentați personal. E adevărat ce am auzit? Plecați? Poate mă duceți și pe mine o bucată de drum. Stai puțin, Monica. Știu. Sunteți ali ei. Eu m-am lăsat pe găbașe. Dar comisarul o să caute să se răzbune pe mine. Mi-e teamă că are dreptate și eu v-aș fi recunoscătoare să o duceți o bucată de drum. Că știți, eu n-am nicio încredere în șoferii de camioane și mi-e teamă să o asigură. Doamna Mun, da? Ce-ar fi să vă țin în loc de cameristă o săptămână, două? A, nu, Monica, n-aș putea fi la înălțimea rolului tău. Dar stai, pentru o noapte, două, te putem lăsa la sora mea. Locuiește tocmai dincolo de Birmingham, iar soțul ei e regizor la televiziune. Am învins! Mai repede, hai să mergem! Acum sunt sigură că am să devin actriță! Am învins! Ați ascultat scandaloasa legătură dintre domnul Kittle și doamna Moon de G.B. Priestley. Traducerea S. Zamfir și C. Grigoriu. Adaptarea radiofonică Dan Puican. Distribuția a fost următoarea: Kittle, Virgil Ogășanu; Delia Moon, Ruxandra Sireteanu; Hardacl, Marian Hudac; Comisarul Street, Dem Rădulescu; Domnul Moon, Ion Pavlescu; Clinton, Alfred Demetriu; Doctorul, Mihai Fotino; Doamna Tuic, Elena Nica Dumitrescu; Monica, Virginia Mirea. Asistența tehnică, Corina Ionescu și Ani Ștefănescu. Redactor, Georgeta Răboj. Regia de studio, Janina Dicu. Regia muzicală, George Marcu. Regia tehnică, inginer Luiza Mateescu. Regia artistică, Dan Puican.